Aproape 300 de locuri de muncă au la dispoziție șomerii din județul Constanța aflați în căutarea unui job. Pentru șomerii cu studii superioare sunt disponibile posturi de inginer construcții civile, industriale și agricole, inginer nave și psiholog, iar pentru șomerii care nu au absolvit studii superioare există disponibile posturi de brancardier, ospătar sau mecanic auto. La Megidia, în această perioadă, sunt disponibile 7 locuri de muncă. Angajatorii caută inginer horticultor, viticultor, dar și vânzător sau confecționer mase plastice și aluminiu. Cea mai căutată meserie în această perioadă este cea de sudor, cu 128 de locuri de muncă disponibile.